Ce este adevărul? A întrebat Pilat. Răspuns la întrebare, cum știți, nu i s-a dat. Deși era un mare organ de cercetare și foarte anchetat. Iisus este în anchetă cu mari întregători, dar taina lui secretă, el nu o mai repetă de 20 de ori. Le-a răspuns odată, căci este împărat, dar nu e proclamat de lumea vinovată. Dovada e confirmată prin tristul fapt, căci iată, cu toți la moarte ei l-au dat. El a venit de sus și ce a spus Iisus, ca ea nu de acord. Dar clerul de la bord ne acceptă să vorbească și să mărturisească tot adevărul cort. De ce sunt vidioși? Fiindcă sunt mincinoși. Și trebuie să tacă minciuna cu adevărul de acoruri nu se apacă. Iisus a fost strădat de un ucenic de-a lui, vândut și arestat, ajunge la Pilat, de fapt el n-a lezat un drept al nimănui. Pilat, ca dregător, își face meseria. În interogator, ca șef de stat major, testează pe Mesia. Și după ce l-a ascultat, îi se spârlește părul, i-a rămas mirat, profund impresionat. Și apoi i-a întrebat, ce este adevărul? Aici o taină adâncă și parcă îl înțeapă furnici pe dregător. Îl prinde un vior. Respinge atentatul. El vede condamnatul. Prin felul cum vorbește, acesta depășește jurist sau procuror. E mult superior. Un om așa cu minte ca cel ce-i stă înainte, Pilat n-a mai întâlnit. Ce adevăruri sfinte dau a lui cuvinte, de parcă-i președinte, ce om deosebit. Și cum gândești, Pilate, să știi că ai dreptate, când sfera labirintă, Hristosul îl reprezintă, superlativa țintă. Caiafa lasă mintă. S-a dermat tribuna cu vechiul lor sistem, le-a mai rămas doar una, să pierie minciuna în adevăr suprem. Care se ruinează și formele ostile, acestea nu durează mai mult decât 3 zile. Va confirma mormântul în care el a pus, că a triumfat cuvântul, a înviat Iisus. Amen. În adevăr nu poate să fie degradat, cel mai presus de toate, îl apără și îl scoate, și în fața multor floate va scrie, aprobat. În adevăr nu cade, nu poate fi redus, valoarea lui nu scade, pe tron de aur șade, dărâmă baricade și acesta e Iisus. Amin. Cheamă o voce blândă pe fiecare în parte, ca să scăpăm de o sântă, ca să scăpăm de moarte. Refuzul e regretabil și e remediabil, evident preventiv, nu merge pe probabil, Iisus e remarcabil, puternic, milostiv. În veci de vecii cântă toți îngerii din cer, aici în Cartea Sfântă, pe punctul de reper. Vă pas un pocăință, cât este cu putință, acum cât ești viu, ca moartei, iată-l fiind. Refuzuirea voință, un act de conștiință, nu află vreo ființă, iertarea în scriu. Dacă respingi acum pe eurul tău bazat, îți cedează huma, vei plânge disperat. Când vine moartea crudă, cu nota de transfer, urechea ce o salută, blocat intrarea în cer. Când firul tău de ață s-a depănat pe tera, vei observa că în față ți-e pusă bariera. Vei fi cuprins de șale, vei fi cuprins de șale, privind cu groază în sus, că nu-i o altă cale afară de Iisus. Cel ce te-a invitat cu multă insistență la veșnicul sabat, dar tu l-ai refuzat, te-ai desconsiderat și nu te-ai interesat și uneori distrat de fire de păcat, ai râs de providență. Tu m-a întins cu milă o mână către noi, tu ai respins cu silă făcând un pas înapoi. Satan ți-a pus cătușa, mândrie și el râde, precum păpușa, nimic nu poți decide. Azi har mai ai,
ușa curând ți se va închide. Hristos ți-ar face bine, te zici pe căi străine, am privegit destul. Căci nu cred că îți convine, ca în ziua care vine, să te declare nul. Dar îi va fi rușine și nu-i atunci de tine, în iubitor de sine, când păcătos budul. Prea mult stând la îndoială, rămâi cu pumnii goi, ați șansa ta reală, Hristos e aici la noi. Să-ți fie viața bună și drumul credincios, Iisus te iubește, frate credincios. Destul ai fost departe, umblând pe căi deșarte, mințit de forme moarte și obiceiuri seci, dar azi cu har aparte, Hristos îți face parte, să fii înscris deoparte, nu pe pământ, nu pe Marte, în ghiara morții reci, ce scumpă aveți în carte, cu El în ceruri să petreci. Cătușele au fost parte, pe cel a pus să-ți poarte, a ta o sunt de teci. Alege astăzi cerul, Hristos e adevărul, cu El să vii pe veci. Amin.